Egal cât de două ori, AB plus AF. Plus AF. Și ce ne trebuie? Să te citruit. AB plus CD plus EF. AB plus CD. AD plus CD. Plus CD. Plus EF. Plus EF. AB plus cum ar fi CB, da, scris, plus CD. Deci de la AB plus CD plus CD plus EF vrea? Da. Da, da, AB plus CD plus EF. Dar în loc de EF plus, putem pune AB, BC. Da. În loc de EF putem să punem CB. E, în loc de EF punem spunem CB. EF este pe CB, da? Deci, hai să spunem. Pentru că ce acum? Cu ce? AB plus CD. AB plus CD. Plus CD. Plus EF. Plus EF. Să arătăm că e vectorul nu. Egal? Vector nu. Dar AB plus CD, în loc de CD, pot să spun BO. În loc de CD, o să spun CD este pe O. Da. Deci, eu, cum spunem, CD egal cu BO. CD egal cu BO. Și atunci rezultă, avem AB plus BO, scrie BO. Da, BO. Deci, AB plus BO plus E, EF egal cu. Dar AB plus BO cât face? AB plus BO face AO. Face AO. Egal cu AO plus EF. Uh-huh. Dar AO, AO sunt egale. Cu F e egal. Sunt opuși. Dar cu EF sunt opuși. Deci, egal. Pot să spun că E, EF, egal cu OA. Adică că sunt opuși. E, EF, OA. Mm-hmm. Și atunci, din astea două, rezultă ca egal mai departe cu AO plus OA. Face vectorul? Nu. Nu? Da. Și acum tu, de două ori, deci, punctul F. F. Era D, dar nu. Ca să zic AB, ce e? AB, D. De două ori BD. 2. Pe lângă BD. Plus BF. Plus BF. Să fie egal de 3 ori BE. Egal cu 3 ori BE. Asta să arătăm, nu? Da, trebuie să arătăm. Nu cred că mi-am pus tăi. De două ori BD. Plus BE. Egal cu 2 pe lângă. BD este egal cu BO plus OD. BD, asta, da? Da, egal cu BO plus OD. BD e BO plus OD. B. Dar mie trebuie să îmi intri BE până la urmă. BE. Păi și-mi intră, că după aceea BF o să fie... Bun. Cred că e bine, cum ai zis, că B, D plus B, F. Deci B, D este egal cu B, O plus O, D. Și între B, O și O, D. Acum B, F, stai să vedem. Și acum B, F o să-mi fie între B, O cu O, F. B, O plus O, F. Corect. Da. Și o să avem de două ori B, O, adică B, E, plus D, F. Și de fapt, după e egal cu BE. Trebuie să scriem, ca să pregătim. Da. Hai să zicem. Deci, B, D, aici. Și egal cu B, O plus O, D. B, D. O plus O, D. B, O plus O, D. Iar B, F. Este egal cu B, O plus O, F. B, O plus O, F. O, F.
Deci BD plus BF egal 2 ori B plus OD plus OF. BD plus BF. Deci egal de 2 ori B plus OD plus OF. BO. Nu OB. BO. BO. Ui. Plus OD. Plus OF. Dar dacă aveți de 2 ori toată chestia asta. Da. Și acum am venit că fac OD plus OF. O, D, plus O, F, O, O, D, plus O, F, plus O, F, F, jos, O, F. Fac D, F. D, O, plus O, F, fac D, F. D, O, plus O, F. O, D, plus O, F, domnule. O, D, nu, D, O. Ode, ode plus of, of. Cât fac? Of egal cu df minus de o. Deci, ode plus of. Da, ode plus of. Fac cât de la bibliotecat din la beie? Dar ajungem după, că D cu B, O, în fine. Dar să vedem cât fac poate, O, poate ne-a dus bine în luna, în triunghiul ăsta. Eu zic să nu renunțăm. Cât fac O, D plus O, F? O, D plus O, F. O, D plus O, F. E rezultanta suma acestor doi vectori, nu? Care am dus paralel și este O, E. Este O, E. O, D plus O, F. Deci OD plus OF este OE. Bun, și avem... Iar OE este cât CD, dacă ar fi. Da, și avem 2BO plus OE să fie egal cu BE. Deci acum aș spune egal mai departe aici cu de 2 ori BO, nu? Da, plus OE să fie egal cu BE, dar adică... OE de 2 ori BO plus... OE, că BO cu OE egal cu BE. Nu de 2 ori BO plus OE. Deci OD cu OF nu e OE. OD cu OF? Hai să ne vedem cum își facem suma 2. OD, a doi vectori. Pe ce paralele? Paralele pe acolo și pe aici și asta e rezultatul. Dar avem de două ori asta, Miruna. De două ori. Bun, dar să facem numai atâta. Deci OD plus OF. OD plus OF este egal E. Bun. Și noi avem de două ori, deci să punem acolo. Dacă e OE, ar fi BE. Da, de două ori BE înseamnă BE. Deci de două ori BO face BE. Da. Și de două ori OE... Dar nu avem de patru ori BO și de două ori OE. Momentan avem de trei ori BO. Din aia, 2 BO plus OE, 3 BO. Deci 2 BO plus OE, 2 BO plus OE, 3 BO plus OE, avem 2 BO plus OE. Și facem de 3 ori BO. Corect. Deci schimb acolo, 2, 6 BO are și sus, că nu e. O secundă, 2 BO și plus OE, 2 BO. 3 BO. 3 BO. 3 BO. Și acum... 6 BO, dacă ne întoarcem. Ne întoarcem aici, adică 6 BO. Egal cu 3 BE. Și așa și este. 6 BO. Egal cu 5 BE. Egal cu 3 BE. E, da? Da, și corect. Se plecăm prin 3 și de 2 ori BO. Egal cu BE și așa e. BE și gata la problema, da? Da. Și asta a fost ultimul punct. Da. Da. Care e concluzia după toată povestea asta? Că figura asta făcută ca lumea ne-a rezolvat problema. Ne-a rezolvat problema. Pur și simplu de acolo ne-a dus cu regula triunghiului, cu adunări, scăderi, ce a însemnat. Deci știu niște lucruri de elementare. Dar figura, altfel, dacă ne lăsam de improvisație aceeași cu greșe... Nu cred că mai eu scoteam. Nu scoteam, pentru că asta am vrut să vă zic. Construcția asta în exterior, ați văzut când am zis, nu mi-a atras atenția că ar fi ăsta cât ăsta, exact. Știi? Și îndată când am zis D, B, E, minus C, D, adică minus O, E. Exact.
Da? De acolo deci mergi. Deci figura asta ne-a salvat pentru ca lumea... Da, este... E important să te duci cu trunsa după tine la geometrie și să faci figură așa. Cât da, se poate de... Exact, de corect, corect, de exact, de... Nu, da, nu altfel de remunt. Cum? Ai pierdut trunsa. Cum că nu uita mama? Și tu și Dadi, ați pierdut papii mâncați, zile. Ce să fac? Nu mă reuat. Asta nu e o problemă care să blocheze. Exact. Important este să aveți trusa și să... Și să faci figura corectă, da? Nu poți să joci cu... Ai văzut ce mi-a salvat figura asta, adică nu-mi venea a trebui. Unde eram voi, credeam de-aia cam lemna. Nu, nu. Ne duceam ca și la geometria de care își plane, care îți spuneam, mm-hmm, figură corect făcută, e problemă jumătate... Corect. Da? Hai, vreau. Deci, nu-i contează, am triunghiul ABC. Mână pe mână pe luagă. Deci, mă. Mijlocul lui abă. Mijloc lui abă. Nu, mijlocul lui băcă. Băcă. Și pe mijlocul lui CA. Lui CA. Și cu D, E, F, mijloacele pentru D, mijlocul în mână. D, mijlocul lui mână. Da. E, mijlocul lui nupă. Și F, mijlocul lui pumă. Da, fără. Și F, mijlocul lui pumă. Arătați că vectorii O, D, prim plus O, E. O de prim. Dar ce e de prim? O D, poate. Aici scrie de prim. Plus O E, plus O F. Da, o vector. Plus O E. Vector. Plus O, plus O F, da, am înțeles. Dar e D. Probabil. O D plus O E plus O F. O F. Este egal cu O A plus O B plus O C pentru orice punct O din plan. O A plus O B plus O C. O C. Păr care ar fi O, da? Da. Păr care ar fi punctul O din plan. Un triunghi care care avem. Da? Așa mi-ai zis. Da. De ce nu auzeam de nimic, niciun sunet în legătură cu... testul acela. Nimeni nu spunea nimic. Bă, ce s-a întâmplat? Nu mi-a spus nimic. Cu testul nevoiei? Da, 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 da. Nu le-am mai dat, că poate eu nu cred că mă rescuz, nu li strica ziua, la 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 la. Odată vă o să vă stăc într-o zi. Deci, mijlocul lui AB cu M, BC cu N și cu P mijlocul celălalt. Acum, unim astea mijloacele și la rândul mijlocului mână cu D, mijlocului NP cu E și mijlocul cealaltă cu F. F. S-a format ala dânghi. E, 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 F, E, D. Să arătăm cu O, D, O, ori punctoare care din plan. O, D plus O, E plus O, F. Este cât o A plus o B plus o C plus o D. O N plus o M plus o A plus o B. Deci, o, tu. Da, o, ce mai era? O este în punctoare care.
Păi 2O plus OE este egal cu 2E. D-O plus OE este egal cu 2E. Da, hai să interpretăm mijloacele, că noi avem ceva legătură. Păi asta cu mijloacele, că 2E este în mijlocul lui MG. D-E, D, da, O, O, de la O... Am zis că 2O plus OE egal cu 2E. D... O plus O e egal cu? D-E. D-E. Care e jumătate din nuflu. Iar două ori nuflu... Păi, Mirula, dar avem chestia așa, mă. Dacă îi dați un segment AB și M în mijlocul, atunci O, O, M egal cu 1 pe 2 din OA plus OB. Nu? De ce să pierdem timp? Deci omul este 1 pe 2 din OA plus OB. E poate un segment într-un raport dat și raportul da, e 1. Da, ne folosim tot ce știm. Sigur, toate teoriile. Noi, omul, care e omul? Deci la noi omul, începem, un mai întâi. Un cu cine este egal? Cu OC plus OD, când era în mijlocul, nu? Da. Sau o M. Sau o P. Pe toate le scriem, ca să se lege de o A plus o B plus o C plus o D. Exact. Că avem formula aia foarte importantă. Da. Tot am discutat de acolo, că parte un segment într-un raport dat. Și când raportul e 1, de fapt, dacă vrei să urmărești, uite cum se întâmplă, duc aici și poți face parlogramul acela, și de două ori AO, adică diagonala mare, egal cu asta plus asta. Adică rezultant. Așa. De ce zic împărțit la 2? OA plus OB? Pe 2. E pe 2. Da, dar formula asta și nu avem o formulă aia cu K. Așa care e foarte importantă. Aceea cu K, tocmai asta în supra 2 de la K. K-ul fiind 1. K-ul fiind 1 aici. De acolo ni se trebuie. De acolo. Corect. Hai deci o e egal cu 1 pe 2 din OC. Deci O e egal cu 1 pe 2 din... Din OC plus OB. OC plus OB. Apoi. OM este egal cu... 1 pe 2. Din... Dați găsim triunghiul. Asta nu mai pentru că sunt mijloace. Și îi exploatăm asta. Okay. De formula. OM. Da, OM este egal cu 1 pe 2 din OB plus OA. OB B plus OA. OP este egal cu 1 pe 2 din OC plus OA. Corect. Acum, tragem niște adăugăm. OM plus OM plus OM plus OM plus OP este egal cu 1 pe 2 pe lângă... Este egal cu... Nu. Nu mai dăm 1 pe 2, zicem OA plus OB plus OC. Așa. OA plus OB plus OC. Păi da, ați avut OA plus OB plus OC egal cu OD? Păi nimic. Așa. Pe de altă parte. D e mijlocul în mână. Aha. OD egal cu 1 pe 2 din OM plus OM. 1 pe 2 din OM plus, plus OM. OM. Apoi. OE este egal cu 1 pe 2 din OM plus OP. OP. Și OF este egal cu 1 pe 2 din AO plus ON. AO 1 pe 2 din? AO plus ON. De ce? Că tată. Că F e în mijlocul cui? F e în mijlocul lui MP. Păi OP plus OM. OP plus OM. OP plus OM.
mă atragi unii șadă, da? O de plus o e, plus o e. Plus o e. Egal cu o plus o e, plus o e. O mă. Plus o pe, plus o e. Eu știu de problemă. Pe, plus o e. Formula asta bunică. Care e cam mai departe cu o a. Da. Plus o b, plus o c. O a, plus o b. Plus o c. Deci ne folosim de tot ceea ce știm. E simplu asta. Din astea vă dăm sigur. Adică de ce să nu vă dea din asta? Asta de pe sus? Exact. Pentru că am văzut că nu știu, nu știu. Păi de ce ei au așa? La, pe problemele la două grele, una trebuie au făcut-o ei într-o oră. La ușoare. Care ușoare? Și ne spune nouă că nu învăț. Da. Și ce vorbim? Nu știu copii. Dacă de trebuie o oră nu mai fac o problemă, vă dați. Și ne-a terminat. Exact. Faceți voi acasă. Vă dați seama lucrurile, da? Să dai cu prea mult tachetă, așa? Exact. Nu se merită, în primul rând. Ei trebuie să înveți, să știi baza, să le vedeți nici formule tău și să le aplice. Îți mi-i faci gata, trebuie să câștigăm încredere, dar având rezultate la munca pe care trebuie să-și ori. Dar pe zi, ce ar să-i dăm cu neputințe și... Sau lucrăm la... Se consideră vectorii U egal cu 3 minus 4 J. U egal cu 3 I U minus 4 J, ai zis? Da, și V egal cu 2 I plus J. 2 I plus J. Exprimat vectorul W, care e egal cu I plus 6 J, deci funcție W și de V. Da. W în funcție de U, dar W pe cine este egal? W este egal cu I plus 6 ori J. I plus 6 J. Și vreau să fie asta egal funcție de U și de V. Deci o funcție de U și de V. Deci exprimat mai vectorul U și V. Și aflați M aparține lui R, pentru care vectorii U minus V. Asta e punctul A, da? Da. B mic. Aflați vectorii U și V, pentru care U minus V U și V egal cu cine? Așa încât? U minus V și 2M minus 9. U minus V și 2M minus 9, totul pe lângă Y. 2M minus 9, în paranteză. Y. Ori I. I. Așa. Plus 4M plus 3, tot lângă J. Cu colinia. Colinia. Da. Păi avem că... Noi știm că U egal cu 3 minus 4 J și V egal cu 2 I plus J. Așa. Dacă le scădem, ne dă că I, ne dă că I minus... Dar nu facem întâi punctul A? Păi e punctul A. La, I minus 5 J egal cu U minus V. Dar nu ne trebuie plus 6 J. Așa. Așa. Să vedem cum... Hai să mulțim în Miruna cu un A aici și cu un B aici, nu știu. Cu niște scala aici. Ce facem asta? Că nu știu că nu știm cu cât se mulțim. Că tu ai vrut să-i scazi, ai vrut să nu știu ce, dar nu știu ce să fac. Bine. Și eu vreau acum pe W să scriu ca fiind o combinație între U și A ori V, A ori U, nu? A ori U, plus B, plus B ori, ori V. Da. B ori V. Și dacă găsesc pe A și pe B, da, te plăt. Da. Și atunci, W va fi scris cum este el, ca ai spus, V plus 6 J. Egal cu A ori U, înseamnă 3A. Că mulțim cu A tot, da? 3A, I, minus 4 A, J, plus B, 2B, I, 2B, I,
Minus. Păi plus. Minus. Nu, nu, aș făcut plus, plus. Pe ce nu-i minus? Pentru că făcut plus. A zis... Da, noi avem acolo W egal cu I plus 6J. Păi am zis combinația, o să vedem dacă apare cu minus sau știu eu ce, dar am zis A, U plus B, V. Ok, ok. Da? B, V. Da. Și B, V înseamnă cu B mulțit aici face 2BI. Plus, dar B, B, J. Ok. B, J. 4AJ plus 2BI plus 2BJ. Nu 2, plus BJ. Plus așa. Echipamentul a spune că I plus 6J da. Este egal cu, hai să organizăm și aici cu I, 3A plus 2BI. I pe lângă. I pe lângă. Să zicem așa, 3A. I. 3A plus 2B. Da. 2B totul de mulțit cu I, pune scalarul în față. Da. Plus B minus 4A. Plus B, minus 4, A, tot de mulțit cu J. Și acum dacă 3A plus 2B egal... Egalitatea asta înseamnă 3A plus 2B. B minus 4A egal cu 6. Egal cu 1. Uh-huh. Și B minus, minus 4A, am zis că e invers, plus B, egal cu 6. Și acum, un sistem, mai mulțim aici cu minus 2, a doua, ca să zicem prin B. Și vine 3A. Vine și A egal cu 1 și B egal cu... și minus 8A. Minus 8A plus 2B. Minus 2B. Minus 2B. Minus 2B. Minus 2B. Minus 2B. Au înțeamnă că acolo 8A. 8A plus 8A minus 2B. Uh-huh. Așa e egal cu plus 12. Nu, minus 12. Dacă am mulțit cu minus 2, nu era... Păi da, 6 e agar minus. Minus 12, da, corect. Minus 12. Și atunci face aici 11A egal cu minus 11. Uh-huh. Deci A e egal cu minus 1 și B, hai să ne ducem de aici, e 6 plus 4A, 6 plus minus 4, da, face minus 2, pă plus 2, da, 2. Și atât că am găsit acum că W, vectorul W, face A. Adică minus U da. Plus BV, BV-ul-i 2. 2, da. Plus 2V. V. Și punctul V. Da. Hai să mai vedem o dată. Hai să mai vedem măritoare ca să ne fie. Deci, eu ce am zis, nu știu combinație, nu nimeni să-i scase, nu știam cum că se mulțuie, nu știam. Am încercat să văd, dar zic, hai cu un A și cu un B. Și atunci vine A, U plus BV, combinația asta. Și fie egalitate, egalitatea mă duce la un sistem, cât trebuie să... Și acolo A și B să-i găsesc, da? Bun. B. U și B egal cu semnul întrebării, dar noi știm deja, nu? Puteți să ne folosim de asta? Sigur că da. Și 2M minus 9 să fie colinear. Păi avem așa că... Ce înseamnă un minus V? Minus V. Ne uităm la U minus V, face... Înceapnă 3I minus 4J. I. I. A. Și scapă. Minus 5J. Și minus 5J. Minus 5J. Bun. Ei, ăsta este vectorul scădere. Și celălalt vector, al doilea, 2M minus 9 ori I. Plus 4M. 4M plus 3J. J. Colinia. Ce înseamnă asta, colinia? Adică IA minus 5JB să fie egal cu 2M minus 9 ori I plus 4M plus 3 ori J. O constantă? Da. Deci zicem așa, K pe lângă asta uh-huh. e egal cu asta. E K ori, da? Uh-huh. Deci știm că, hai să zicem A, vectorul A și B, colinia. Dacă și mai, dacă există ca o constantă ca reală, un număr real, așa încât... Scriem asta, știi? Ca A și... egal cu B ori K. Ori K. B ori K. Am rezultă de aici că I, A, nu? Deci, înseamnă I minus 5J ori... K, dacă vreți. Ori K, aici ca să nu-i... Da. Păi stai, să vă dăm acolo. Da.
Deci, ai spune K pe lângă I, ca să fie mai ușor de minus 5 J, să fie egal cu 2M minus 9 ori I, plus 4M plus 3 ori J. Corect. Și avem că 2M minus 9 egal cu K, 2M minus 9 să fie egal cu K, da? Componente, după componente. Deci acolo e minus și acolo e plus. Păi aici este coeficientul 2M minus 9? Da. Aici este K. Da. A, păi cum să fie așa? Nu trebuie să facem K-I. Și aici o J. Pe K-I minus K5J. Minus K5J, 5KJ, da. Egal cu ăsta. Dar e că acolo avem minus și aici avem plus. Unde? Pe KI minus. Dar la I, stai minunat, la I e egal în acum. La I. 2 minus 9 egal cu K. Egal. Cu K. Da. Și respectiv 4M plus 3. 3. 4M plus 3. Minus 5K. Minus 5K. Le adunăm. Hai să reducem pe cap și să găsim pe M de aici. Mulțim cu 5 atunci. Mulțim cu 5 aici. Mulțim cu minus 5. Poate le scădeați, Miruna. Cu 5 cu 5. Bine, și acum dă de aici. Păi hai să facem. 10 minus 5 ori 9, 45. Egal cu 5K. Și 4M plus 3 egal cu minus 5K. Și atunci 14M minus 42 egal cu 0. Deci M egal cu 42 pe 14. M egal cu 42 supra 14. Simplificăm. Și face 3, nu? 3 ori 40 pe 3. Deci să găsească M așa încât să fie vectorii coloniale. Răspunsul M egal cu 3. Super. Și din astea, ca să vedea. Simplu. Mi se pare normal să vedea așa ceva. Asta e nivelul. Așa trebuie lucrat. Deci. Deci. Noi putem urca eventual dacă... Pentru că urcăm când am înțeles astea. Sigur. Domn profesor. Da, da. Acum că e așa înțeles, așa ca și vine să lucrezi. Mai sunt probleme, Miro? Să trecem la capitolul celălalt. Nu. Nu mă acum. Zic. În patru acel potesc la PGD se notează cu 1 și 2, mi face diagonală. Bun. Patru convex. Ce înseamnă? Patru acel potesc, adică prindu-l la altul de păstrează potesc la acest patru. Deci, nu poate azi, am A, B, C, D, patru latere, convex. Bun. O1 și O2 mijloace diagonale la C și BD. Deci O1 mijloc. Nu ar fi. Gata, eu mă gândesc la formula aia deja. Și O2 mijloc lui C și BD. Da. Arătați că dacă A, B plus C, D egal cu 4, O1, O2, atunci A, B, C, D este paralelogram. Deci A, B. Deci noi doar o chestie pe A, B. Da, și A, B plus dacă. Dacă A, B plus C, D. 4, O1, O2. E 4, O1, O2. S-a arătat că A, B, C, D.